Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară discutăm despre întrunirea PSRM acum, care s-a desfășurat pe parcursul acestei zile, și despre reacțiile, declarațiile pe care le-au făcut reprezentanții celor două partide politice. Salut prezența în studio a domnului Alexandru Burian, diplomat. Bună seara și bine ați venit, domnule Burian. Bună seara! Și a domnului Iernes Vardanean, jurnalist, analist politic. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara! Domnule Burian, ce ar trebui să desprindem iată din întrunirea care a avut loc pe parcursul zilei de astăzi? Care sunt impresiile pe care le-ați trăit pe urma vizionării acestei întruniri? În felii de impresiile sunt negative, din punct de vedere faptului că acestea nu sunt negocieri, deci acestea sunt așa, parcă ar fi, deci, la calea Basarabia, așa, niște schimb de opinii. Însă, dacă e să luăm formula referitor la faptul că încă dimineață poate mai exista o posibilitate sau o tentativă, o iluzie că da, va fi o coaliție, o coaliție, deci, care o dictează logica, deci după aceste așa numite negocieri, deci practic a dispărut această iluzie și cred că șansele... Asta ne face să ne gândim la alegeri anticipate? Posibil că da, deci nu. Adică eu cred că poate mai rămâne acolo 3-5% din posibilitatea că acum se va reorganiza cumva și vor reveni la discuții, însă nu prea cred. Însă totuși cred că acolo 3-5% poate ca să fie, dar 95% că nu va fi o coaliție. Și încă doar că aceasta apare, da, formula că mai degrabă că vor fi alegeri anticipate. Care este argumentul atunci când afirmați faptul că ele au ieșuat? S-au axat mai mult pe partajarea funcțiilor? S-a discutat despre funcții și mai puțin despre viitorul politic? Sau care ar fi punctele slabe? Nu, eu cred că deci, problema legată cu funcțiile e o chestiune, însă în afară de aceasta, deci ei s-au fixat și pe problematica legată de însăși formula politică de discuție. Așa? Deci, niște întrebări, dar deci noi discutăm de organizare, așa, referitor la oligarhi și cum ar fi formula de oligarhi. Însă, deci, cele propuse de socialiști, deci, practic, nici nu vor să discute, ci discuții despre NATO. Însă, la drept vorbind, adică problema legată cu acest centru de informare a NATO, ea e o problemă care putem să o punem în formula de a propune, spre exemplu, bine, las fi centru de informare a NATO și hai să deschidem și un centru de informare a UDCB. Moldova e țară neutră, ea nu face parte și nu va face parte nici din NATO, nici din UDCB, dar centri de informare, deci la SFI, și la NATO și la UDCB. Dumnezeu, vă închipuiți ce glăzie o să ridici în sursele mass media, ce arătare cu de ești tu și ce frică o să fie că ca Rusia vine și ne cucerește. Dar de ce atunci nu poate fi concepută această neliniște față de acest centru de informare a NATO, cu toate că e doar un centru de informare, nu mai mult. Și noi suntem în secolul 21 și posibilitatea de a culege informații este extraordinară, fără a fi prezent în țară, fără a fi prezent în teritoriu. Da. Domnul Vardanean, Mihai Păpușoi și Alexandru Slusăr au declarat că sunt deschiși în continuare de a discuta cu socialiști, însă o coaliție dintre cele două formațiuni este imposibilă. Citat încheiat. Atunci apare întrebarea firească, care a fost rolul întrunirii de astăzi dintre Partidul Socialist și socialiștilor și cei de la acum? Ok, să zicem că o coaliție în plinul sens al acestui cuvânt nici nu este scopul de bază, la drept vorbind. Scopul de bază este totuși rezolvarea problemelor care s-au acumulat în țară și continuă să apare. Ok, cuvântul dezoligarhizare este aici poate cel mai potrivit. Dar așa cum propune acum, da, blocul acum, nu este deloc o bază pentru negocieri, pentru că problemele nu se rezolvă prin lozinci și slogane. Iată, noi vrem dezoligarhizare. Ok, arată și sună frumos, dar astfel de propuneri necesită zile, săptămâni și luni întregi de muncă asiduă. Respectiv, chiar dacă acum nu tolerează ideea unei coaliții oficiale, da, lasă să fie un șir de... să zicem așa, un șir de înțelegeri pe parcurs care apar. De exemplu, se întrunesc ei în Parlament, astăzi votează proiectul de lege X, care urmează să promoveze una și alta, da? Care ține de acest proces de dezoligarhizare. Dacă blocul acum nu dorește o coaliție, trebuie măcar să creeze bază pentru negocieri adevărate, dar nu show de prost gust pe care l-am văzut astăzi.
Respectiv, aceste negocieri sau, dacă vreți, votul situativ, cum se vehiculează în presă, tot presupune anumite negocieri care, la rândul lor, presupun anumite cederi și compromisuri. Ce înseamnă asta? Voi ați venit în Parlament și spuneți, dar voi sunteți de acord cu pachetul nostru, dacă nu sunteți, negocierile nu au sens. Dar cine v-a dat așa drept să nu știu, sporniți negocieri sau să puneți întrebări în așa tonalitate și într-o asemenea manieră. Asemenea manieră, parcă, nu știu, sunteți procurori sau judecători sau ei sunt elevii voștri, dar voi sunteți mari maestri. Cine oare sunteți? Sunteți pe picior de egalitate, pentru că și pe unii și pe alții i-au votat poporul Republicii Moldova, cetățenii și chiar mai mult. Blocul acum are mai puține mandate decât Partidul Socialiștilor, respectiv nimeni nu a spus și nimeni nu dă dreptul blocului acum să vorbească în așa hal, parcă ei sunt mai presus decât socialiștii. Deci dacă ei vor continua să vorbească într-o manieră cum am vorbit astăzi, eu mă tem foarte mult că aceste negocieri vor ieșua nici fără să se înceapă. Dar totuși fiind optimist, sper foarte mult că după un șir de consultări interne, sper eu că ele vor avea loc, totuși poziția blocului acum va fi un pic mai moale, dacă îmi permiteți să spun așa, pentru că sunt și oameni foarte rezonabili. Eu cunosc așa persoane în blocul acum, cunosc activiștii civici, reprezentanții societății civile, care chiar fiind oponenți ai Partidului Socialiștilor, însă vor să promoveze o coaliție sub oarecare formă între acum și PSRM. Deci oameni cu conștiință. Rațiune. Da. Spuneți-mi, vă rog, da, o coaliție între PSRM și acum ar însemna trimiterea în opoziția PD-ului? Scoaterea de sub control a instituțiilor statului, care se tot vorbește că au fost politizate până la extrem? Dacă deciziile respective pe care le-am menționat vor fi realizate și adoptate la nivel de Parlament, așa un scenariu este posibil. Dar noi trăim într-adevăr într-un strat capturat, da? Sau captiv, da? Unde Curtea Constituțională la sesizarea oricărui deputat din PDM va lua o decizie frumoasă care ar anula orice decizie a Parlamentului sub orice pretext frumos și argumentat pentru ei. Deci asta e cel mai mare pericol. Chiar dacă să presupunem că mâine va fi formată o coaliție situativă sau formală, da, între PSRM și acum și ei poi mâine vor începe să promoveze tot acest pachet pentru depolitizarea instituțiilor de stat, eu mă tem foarte mult că totuși va interveni Curtea Constituțională și va face zero din toate aceste legi și noi iarăși vom nimeri într-o situație de un stat capturat, cu o criză aprofundată și de fapt cu sistemul de stat și plus judecătoresc paralizat. Domnule Burian, spuneți-mi, vă rog, iată, Mihai Păpșoi spunea că vor continua aceste discuții doar pe marginea pachetului de legi care a fost propus de către ei și dacă socialiștii oarecum vor da curs acestui pachet de legi. Eu vreau să vă întreb, pentru PPDA, PAS, pentru că sunt două fracțiuni separate, contează în primul rând pachetul de legi care a fost înaintat sau contează funcțiile? Pentru că dânșii, cel puțin declarativ, au zis că vor funcția de prim-ministru pentru doamna Sandu și funcția de speaker pentru Andrei Năstase. După cât înțeleg eu, mă rog, nu da. până la urmă, deci toate, deci pozițiile realele lor, dar după cât înțeleg eu, deci a fost expus de către doamna Maia Sandu formula că categoric, deci rămân pe pozițiile că funcția de speaker și de prim-ministru e doar a lor. Al doilea moment, noi observăm, deci, în cele expuse de participanții la negocieri de astăzi, că doar acest pachet se va discuta, inclusiv domnul Păpșoi. Eu nu prea înțeleg ce gândesc ei în privința la aceasta. Deci asta denotă o formulă că, practic, dirigenții blocului acum nu pricep despre ce este vorba. Dat fiind faptul că adoptarea unei legi și ceea ce o propun ei, am mari rezerve ca astăzi proiecte de legi. Îmi face impresia că sunt niște declarații.
Dar din faptul că orice proiect de lege deci necesită ca să fie perfectat, trebuie să treacă o expertiză deci, de juriști ca să nu contravină cu alte legi, deci ca el să fie funcțional, ca să fie mecanisme de realizare a acestor legi, pentru că altfel de cu nevoie să mai adopți când sunt mecanisme de realizare. Eu sunt absolut de acord cu faptul că sunt legi care necesită ca să fie deci cu o aprobare din partea guvernului. Aici deci este o formulă nu atât de simplu cum le pare lor. Și plus încă în momentul, nu știu care va fi poziția socialiștilor, dar bănuiesc că este imposibil de discutat doar acest pachet de legi. Mai mult ca atât când finii socialiștii au înaintat legi similare în legislatura precedentă, doar cu excepția legii sau proiectului de lege Magnitsky, care da. Socialiștii nici nu au de gând să-l voteze. Și la drept vorbind, nu are nicio atitudine față de Republica Moldova. Da, cum priviți faptul că socialiștii au fost cei care au solicitat trei ministere pentru a susține oarecum activitatea președintelui Dodon? Este vorba de Ministerul Afacerilor Externe, este vorba de Ministerul Apărării? Da, și poate și desis așa. Deci da. Eu consider că acest element este legat cu faptul că în fine instituția prezidențială a fost lipsită de aceste direcții de activitate care în fine ele sunt a șefului statului în orice stat, indiferent de faptul dacă asta e regat, dacă e Republică Parlamentară sau Republică Prezidențială. Asta e prerogativa șefului statului. Deci în mod ilegal au fost deci, scoase aceste direcții de activitate din deci competența președinției ar fi normal ca să fie restabilite. Plus, deci, formula legată de faptul că posibil că asta este un pas spre alegerile prezidențiale din 2020. Posibil că nu, posibil că da, deci eu nu știu care sunt prerogativele lor. Însă este ceva normal, adică nu văd nimic ieșit din comun. Plus, nu trebuie ca să se sperie fie blocul acum, fie Partidul Democrat în caz dacă va fi o coaliție largă, spre exemplu, așa-i, dat fiind faptul că chiar dacă Ministerul de Externe va fi în subordinea președinției, asta încă nu înseamnă nimic, dat fiind faptul că orice acord internațional semnat de președinte, el trebuie să fie ratificat de Parlament. Așa că aici controlul nu se pierde. Da. Vor fi discuții și vor fi deci o aprobare comună, în comun. S-ar părea că aceste negocieri au ajuns într-un impas. Vreau să vă întreb, acest impas se datorează, nu știu, și chiar o să vă rog să vă pronunțați pe marginea acestei teze, presiunii factorului extern pentru țara noastră? Au vreun aport, nu știu, țările vecine? Este o întrebare foarte complicată pentru că zvonurile, opiniile care țin sunt împărțite aici. Pe da, sunt foarte controversate. Pe de o parte, eu am auzit o versiune precum că ambasada unui stat puternic în Republica Moldova deci dorește ca locul acum în nici un caz să nu se alăture aceste coaliții da, cu PSRM și să rămână independent, astfel încât în anul 2020 doamna Maia Sandu să rămână curată și să deci, treacă la alegerile prezidențiale cu poziții destul de bune, cum cred ei. Pe de altă parte, aud alte opinii, precum că această ambasadă se opune participării Partidului Democrat în guvernare în Republica Moldova, adică nu contează cu blocul acum sau cu socialiști, adică da. Precum că această ambasadă nu vrea să vadă nici de cum Partidul Democrat la guvernare. Sunt și este și a treia opinie care spune că această ambasadă deci este gata să accepte și așa numită salată, da, despre care vorbea domnul președinte, da, adică blocul între cu Partidul Democrat și Transfugii. Sunt opinii foarte diferite, nu este clară poziția acestei ambasade. Am auzit că alte ambasade au poziții mai clare. Ele nu tolerează sub nicio formă participarea PDM-ului la guvernare, sunt gata să tolereze participarea Partidului Socialiștilor împreună cu blocul acum, deci nu știu care totuși va fi ultima decizie. Dar credeți că pentru cei de la acum este mult mai rentabil să rămână în opoziție?
Este un teren foarte unicos, pentru că chiar dacă până la legile prezidențiale au rămas doar un an și jumătate, asta nu înseamnă că în această perioadă de timp blocul acum nu va fi mâncat de Partidul Democrat. Noi avem destule exemple în istorie ultimilor 10 ani din istoria Republicii Moldova, când am văzut multe partide care au făcut coaliție cu Partidul Democrat sau, dimpotrivă, n-au vrut să facă coaliție, au încercat să rămână în opoziție, dar totuși au fost mâncate de către Plahotniuc. Deci, aici știți cum, 50-50. Rămâne, e greu a face niște prognoze la acest aspect. Rămâne de văzut care va fi comportamentul și logica și viziunea celor din vârful blocului acum. Da, vă rog, domnul Roian. Eu vreau un pic să vorbim despre comportamentul celor de la acum. Se tot tergiversează și discutăm tot în acest platou o idee pe marginea acestui comportament. Sunt două fracțiuni, ziceam, însă ei se declară a fi un bloc, a fi o voce. Se poate întâmpla la un moment dat să fie două fracțiuni și două voci distincte, ca să nu mai aibă una și aceeași direcție? Până-ți că da, însă prin asta nu se rezolvă nimic, așa e dat fiind faptul că chiar dacă fiind aparte și chiar dacă, deci împreună cu socialiștii vor încerca să facă deci o coaliție, deci nu să aibă acele numărul voturi, necesar, da, de voturi. Numărul necesar de voturi. Însă dacă se întoarcem la cele ce vorbea domnul Vardanian, deci eu sunt absolut de acord că pentru ei există acest pericol în caz dacă rămân în opoziție, că vor fi, deci, ei, mâncați, nu știu, deci, de Partidul Democrat, însă pericolul pentru ei este și mai mare din partea, deci, unioniștilor. După câte eu înțeleg, cam jumătate din alegătorii care au votat blocul acum sunt unioniștii, care n-au votat pentru Chirtoacă și Gimpu, și asta e un procent și ceva, și acolo 0,3 sau 0,4 deci, procente, deci care pentru restul partidelor, deci unioniști. Dar alegătorii, zice, 12%, poate chiar 15% uniști sunt, care au participat la votare. Și atunci au votat nu pentru socialiști, și bănuiesc nu pentru, deci, democrați, dar au votat și nu pentru, deci, Șor, dar pentru acum au votat. Și iată, dacă se întorc la acele și alegeri parlamentare, alegeri locale, deci se întorc liberalii, și, deci, fac un bloc, am înțeles, că alți unioniști, posibil ca să obțină, să dezbată ceva, și tot de la dânsi, și de la acum. Așa, pentru dânsi, deci, alegerile anticipate sunt, eu cred că, început morții. E tot arată cu diștul, dar... Deci, alegerile anticipate pot schimba acest tablou politic? Mă refer la evident, numărul de mandate? Evident. Eu nu cred. Adică formula că democrații au extraordinare șanse, eu cred că tot este un fake. Așa e, dat fiind faptul că sunt prea îngrijorați. Deci ei până și tacă, dar la drept vorbind, democrații tot au făcut, deci, o ofertă doar blocului acum. Ei nu au făcut ofertă încă socialiștilor, că hai să discutăm și mai departe. Au făcut blocul acum și au fost refuzați de două ori. Însă ei iau resursul acesta, deci administrativ, însă pe cât vor putea să-l realizeze. Și nu mai sunt chiar atât de ei proști oamenii ăștia, chiar o să votez tot așa cum mai departe. Adică nu este chiar atât de simplu. Ei încearcă acum să formuleze că, deci, susțin pensionarii, construiesc drumuri și mai departe. În toate acestea se cunoaște că cu ața albă cu sute. Da. Spuneți-mi, vă rog, cum s-ar explica pasivitatea, cel puțin în spațiul public, a PD-ului raportat la aceste negocieri? Până la urmă nu și-a manifestat o poziție fermă că vor accepta o alianță cu cine, dacă participă la guvernare? Nu, democrația au spus foarte clar, noi suntem așa de buni la inimă, că noi suntem gata să facem coaliție cu oricine. Clar că vor spune așa, pentru că au poziții foarte bune. Dar acțiuni bune. Concrete nu am văzut. Dar pentru ce? Lasă ăștia doi, în privința democrației, da? Lasă ăștia doi, socialiștii, și acum să ajungă la o situație ca astăzi, da? Cu adevărat impas, scuze, da. Lasă să arate, deci, populației că cel puțin una din aceste forțe nu este capabilă să ajungă la o concluzie, da? La un compromis, dacă îmi permiteți. Și atunci... A doua forță probabil va fi dezamăgită în prima forță și mai departe, deci înțelegeți ce am în vedere. Pentru democrație acum nu este cazul să intervină. Pentru democrație este cazul acum să analizeze situația în țară. Și ieșind din cele văzute și citite de mine, am înțeles că democrații se pregătesc
pentru orice eventualitate, de alegeri anticipate. Ei, deci, controlează ce au în raioane, ei au tras concluzii în raioane, în raioanele unde ele au pierdut, ei au pierdut, deci, în circumscripții uninominale, ei fac corectitudini în politica lor la nivel de partid și la nivel de raioane și mai departe. Deci, nu e cazul pentru democrație acum să intervin. Ei așteaptă și se uită foarte atent ce se întâmplă. Dar o coaliție între PSRM și acum ar fi în defavoarea vreunui partid sau urmează ca alegătorii să-i taxeze? Pentru că cel puțin viziunea politică este cea care îi face distincți. Știți cum? Fiecare partid are un electorat care, nu știu, în limba rusă se numește iadernă electorat. Da? Da. Electoratul nuclear care tot stabil. Timpul votează și este dezamăgit dacă partidul respectiv se alăture unui alt partid cu alte viziuni. Este un lucru firesc. Însă, eu sper că și electoratul blocului acum și electoratul PSRM sunt destul de conștienți și maturi să înțeleagă că mai bine anumite compromisuri, da, între aceste două partide, chiar cu platforme foarte diferite, decât prăpastie, adică, nu știu, destrămarea țării, alegeri anticipate, iarăși cu același sistem, cu rezultate imprevizibile și mai departe. Deci, acum situația este un pic neclară, da? Viitorul nostru este un pic neclar și este foarte riscant ca să fim noi așa, știți, curajoși și să spunem că noi nu ne temem de alegeri anticipate. Trebuie să ne temem pentru că sunt riscuri foarte mari. Domnule Burean, viitorul nostru, de aici vreau să încep și să vă întreb. Republica Moldova, Ucraina, două țări învecinate cu o instabilitate politică, cel puțin după alegeri, una în urmează să se desfășoare cel de-al doilea tur pentru prezidențiale. Există vreo legătură? Eu n-aș face legătură între aceste evenimente. Și în primul rând, în Ucraina, cum sunt alegeri prezidențiale, deci, mă rog, dacă rămâne Poroșenko, posibil că asta e un plus pentru Partidul Democrat, da. Bănuiesc eu, așa. Dacă vine Zelenski, care are, în orice caz, la etapa actuală, are șanse mult mai mari ca lui Poroșenko, da. Minimul de două ori. Deci, este foarte greu de prezis care va fi poziția lui. El poate să fie poate mai ceva încă ca Poroșenko, dar poate ca să fie, într-adevăr, deci, constructiv. El nu are experiență, dar asta poate și nu cel mai rău. Da. Ca să revenim în țară. Această alianță între PSRM și acum, care, despre care dorim să se formeze și lucrul ăsta se întâmplă în Republica Moldova, dar cred cu mari, mari dificultăți, ar putea să fie pe termen scurt sau pe termen mediu. Credeți că acest guvern va dura 4 ani în timp? E foarte greu de prezis în caz dacă va fi coaliția. Anume da. Din acele considerente că conducerea deci acestui bloc deci este nu, incredibilă față de aliații deci din această coaliție posibilă care să fie. Poate va da Dumnezeu și vor prinde la mine. Vreau să-mi iată în calitate de expert în ale negocierilor și în ale relațiilor internaționale. Nu v-ați fi dorit astăzi la masa negocierilor să vedeți liderii? Nu, evident. Deci asta este deci, o formulă care ea importă foarte mult. Dacă să luăm deci, practica chiar primului parlament, da. Care nu a avut o majoritate deci, parlamentară și deci, noi practic fiecare proiect de lege îl negociam cu diferite deci, fracțiuni. Și au fost proiecte de lege care erau bune pentru Moldova și deci, la care votau și Front Popular și Viața Satului și da. Chiar Ștovețcă Moldavia și erau deci, la care nici într-un caz nu se vota. Însă mai mult de 400 de proiecte de lege au fost așa negociate. Și ai timp de 4 ani, deci, adică permanent a fost... Atunci când este, mă scuzați, însă, când este voința politică, nu este, contează cu cine vorbești. Corect. Adică, însă dacă să luăm componența nominală a primului parlament și componența nominală a deci, acestui parlament, deci era o formulă, cu toate că oamenii nu aveau experiență de activitate în Parlament, asta pentru dânsi era nou, dar era dorința, așa, era dorința de a participa, de a face ceva. Și erau pe diferite poziții, foarte diferite poziții de cele 4 fracțiuni care existau în prim Parlament. Însă era și formula de a obține ceva. Plus încă vreau să spun că noi am fost aleși deputați în prim Parlament pe o perioadă de 5 ani
Și noi singuri am votat ca să scurtăm, deci perioada cu un an, și nu doar 4 ani am fost, deci, da, în Parlament. Deci, domn Vartanean, eu vreau să vă întreb, iată, cei de la acum au cerut de la PSRM ca să facă o declarație potrivit căreia nu vor face coaliție cu PD-ul. Lucrul ăsta cum poate fi developat? Ca o temere a celor de la acum sau... Ce se întâmplă în spatele acestei cereri? Pentru că, până la urmă, și majoritatea analiștilor politici, când analizează ceea ce se întâmplă acum pe arena politică, volens noles, exclud o componentă. Este vorba de Partidul Ușor. Este atât de neînsemnată? Partidul Ușor are doar 7 mandate și, dacă vedem diferite variante, da, de coaliție, nu influențează la niciuna din ele. Eu vreau să revin un pic la altă întrebare. Deci, referitor la faptul dacă vrem să vedem lideri, da, la masă de negocieri. Da. Angela Merkel, când avea purtat negocieri în privința formării coaliției de guvernare în Germania după alegerile din 2017, 6 luni de zile a venit la masă de negocieri cu ușile închise, cu liderii altor partide. Și știți cum? E, poliții nu au căzut de pe umerii ei. Care e problema să vii la nivel de lider? Eu mă refer acum, da, la liderii blocului acum. Astăzi am văzut-o pe doamna Greceană, care a venit la negocieri și nu a văzut-o acolo pe doamna Maia Sandu și doamna Tănăstase și a plecat. Eu cred că are dreptate, pentru că, nu știu, eu percep lucrul ăsta ca aroganță politică. Care e problema să vii la masă de negocieri? Voi deja ați fost la masă de negocieri adică la consultări cu domnul președinte în reședință de stat și de ce nu puteți să veniți la consultări cu doamna Greceană, adică cu președintele Partidului Socialiștilor? Care este problema? Și aici eu vreau să revin, dacă îmi permiteți, la problema anume culturii politice sau, da, lipsei culturii politice la anumiți politicieni. Cum vreți voi să lecuiți țara, da, să o salvați de oligarhi, de plahotniuc și mai departe, dacă voi înșivă nu știți din start cum să negociați, cum să vorbiți, cum se organizează în genere negocieri? Iată, domnul Burian poate confirma ceea ce voi spune acum. Orice negociere preferă liniște și ușile închise. Ok, dacă vreți ceva public să faceți, înainte sau după, ieșiți, vorbiți cu presă. Dar negocierile nu contează. Între state sau între partide sau între persoane, indivizi, da, se organizează, se desfășoară cu ușile închise. Sunt anumite reguli nescrise și scrise. Este, până la urmă, cultura politică. Nu e normal să fie cum a fost astăzi, este, nu știu, pentru mine este o rușine mare. Susțineți ideea negocierilor duale, dacă le iau în ghilimele de rigoare cu ușile închise și după aceea declarații pentru presă și exprimarea poziției? Susțin și insist că dacă, de exemplu, presupun că mâine doamna Sandu cu domnul Năstase vin la negocieri directe cu doamna Greceană, ok, care va fi însuțită, de exemplu, cu domnul Ceban, da? 2-2. Lasă să facă filmări de protocol 2-3 minute, să facă câteva declarații generale pentru presă, da? Pentru că presa noastră este tot timpul flămândă de aceste momente importante. Pe urmă, cu ușile închise, vorbiți o oră, 2-3 cât vă trebuie, vorbiți o săptămână, 2-3. Avem timp mai restrâns, da, ca la nemți, nu 6 luni, dar cel puțin o săptămână, 2, până la sărbătoare de Paști. Arătați poporului că vreți să faceți ceva bun pentru o țară, faceți un cadou de Paști, nu știu, eu vorbesc așa simbolic, dar cred că este clar ce am în vedere. Deci, veniți și vorbiți. Nu degeaba am spus despre voința politică. Atunci când este voința politică, nu există obstacole pentru obținerea și atingerea scopurilor preconizate. Da, domnul, sunt absolut de acord cu domnul Vartanean. Deci, la negocieri se negociază, deci, în mod secret. Și întotdeauna delegațiile când vin la negocieri, deci ei înaintează careva cerințe, însă acestea sunt avansate, așa, pentru a putea da înapoi, de face un pas, doi, trei, înapoi. Deci eu am participat la negocieri dintre Uniunea Sovietică și Statele Americii, așa, privitor la acordul privind lichidarea rachetelor de rază medie și rază intermediară. Acum, da, în 1987, acum care, deci, care își termină în fine, deci așa, din cauza Statelor Unite, deci își termină acțiunile sale. Dacă ne întoarcem, deci, la formula că aceste negocieri, dacă ar fi secrete, mai puțin probleme ar apare, așa, pentru că nu trebuie ca să-ți dai, însă
referitor la niște negocieri care să fie văzute de toți, asta sunt niște aiureli pornite de Vladimir și Lenin atunci în 1917, așa că nu a fost niciodată nici el la cunoșterea statului și ei au început, dar după asta au înțeles că trebuie și le-au secretizat. Și asta a fost aiureala la Mihail Sergeievici Gorbaciov, care tot la început pornise ideea asta că trebuie să fie deschis totul, deci, însă după aceasta deci a înțeles că nu se face deschis totul. Da. Dacă îmi permiteți o scurtă replică, deci un moment foarte important, iarăși facem comparație cu nemții, da? Au avut loc 6 luni de negocieri secrete, dar după care toate partidele care au căzut de acord au venit cu un document imens de câteva sute de pagini, unde motamo au fost prescris tot ce ar trebui să facă aceste partide într-o coaliție. Adică eu ce am în vedere? Negocierile secrete trebuie să se soldeze cu un document public și apropo vreau să vă reamintesc că dragii noștri europeni în 2010 au semnat un acord, un protocol secret care a fost adăugat, deci separat pentru la acordul de coaliție. Este un lucru absolut rușinos și cred că în continuare noi nu vom vedea niciodată documentele secrete care țin de astfel de acorduri de coaliție. Dar însuși acordul de coaliție, clar că trebuie făcut public. Da, nici nu se discută, sunt absolut de acord. Deci însăși negocierile le merg în mod secret, deci ei pentru că fiecare parte vine cu pozițiile sale, care dacă parte opusul să le cunoască din timp, deci tu nu ai nicio șansă de a obține careva rezultate pozitive. Pentru că partea o să pregătească și o să spună ceva deci, împotrivit. Deci întotdeauna toate acestea se țin în secret. Însă rezultatele, evident, trebuie să fie publice, nici nu se discută. Spuneți-mi, rog, Năstase Șor Grăceană, cel puțin declarativ, sunt candidații pentru funcția de speaker. Evident că avem mari rezerve atunci când vorbim despre susținerea, cel puțin a unuia dintre ei, de celelalte partide, indiferent care ar fi ele. Credeți că acea cale de compromis ar fi o persoană apolitică? Putem vorbi de un asemenea scenariu care să-i unească în jurul unei idei? Nu cred. Deci, eu nu văd persoana politică din Parlamentul Republicii Moldova, 101 deputați care au fost aleși și toți fac parte din diferite partide și diferite fracțiuni. Și deci ea nu poate fi apolitică, ea face parte dintr-o. Adică dacă o să mai apară în careva candidaturi, deci cum ar fi, tot nu o să fie afiliată la un partid oricare. După alegerea în calitate de, în funcție de speaker, evident că această persoană va fi obligată ca să distanțeze de partidul său, de fracțiunea sa și deci cât de cât va fi posibil. Deci ca să fie deci, speakerul întregului parlament, pentru că așa e formula normală. Deci eu cred că poate fi o modalitate când aceste fracțiuni vor ajunge la o careva înțelegere și președintele are posibilitatea de a înainta, așa, sau deci socialiști, Partidul Socialist are posibilitatea de a înainta candidatura sa pentru funcție de speakerul Parlamentului. Dar în legătură cu funcția de prim-ministru, se poate repeta scenariul Gaburici, care până la urmă nu a fost, la moment, cel puțin, parte componentă. Eu nu știu, deci să vedem dacă o să fie ales speakerul Parlamentului, pentru că, deci, guvernul nu poate... Este o interdependență. Da, guvernul poate înainta dacă nu e speaker și dacă nu sunt, deci, acele, deci, biroul Parlamentului, comisiile parlamentare, dacă nu sunt, deci nu poate fi înaintat, deci, prim-ministru. Domnul Vartanean, ideea cu guvern tehnocrat este un mit, după care ne place să ne ascundem uneori, pentru că a fost vehiculat în spațiu public. Nu este un mit și cred că este o idee bună, poate, poate fi pus în baza unui compromis între blocul acum și PSRM, dar reieșind din ambițiile blocului acum, eu mă tem că ideea asta nu va trece mai departe, mai cu seamă că blocul acum insistă foarte activ la... Deci, dăruirea funcției de prim-ministru doamne Maia Sandu, nu, ar fi o idee frumoasă, dar doar teoretic. Și irealizabilă, eu îmi cer scuze, în Republica Moldova, pentru că deci toate iluziile este că o să invite un procuror din Europa. Noi am avut deja ministrul economiei, așa, ministrul finanțelor, îmi pare că așa, deja au fost. Din Franța a fost. Da, și iată, furat miliarde, dar mai pe timpul ministrilor din Europa. Și o să mai vină ce știe el spre Moldova, care nu ar fi, dacă el nu o să fie, deci, nu, sunt niște iluzii. Atunci când vorbim iată despre reacția celor două partide, mâine PSRM va întruni de fapt biroul, va întâlni Consiliul Republican, cer scuze de eroare și după aceea se va pronunța în vederea formării unei coaliții cu cei de la acum sau nu. S-ar putea ca
SRM-ul să zică nu? E greu de răspuns. Ce trebuie să ne preconizeze ziua de mâine? Sau la ce trebuie să ne așteptăm? Eu cred că și în cadrul PSRM, adică la nivel din raioane și organizații regionale, sunt foarte multe opinii referitor la necesitatea încheierii unei coaliții formale sau informale, da, situative cu blocul acum. Dar reieșind din situația de astăzi, eu mă tem că foarte mulți vor fi pur și simplu dezamăgiți. Știți, noi aici stăm așa deștepți, vorbim, analizăm, dar oamenii de rând, de fapt telespectatorii noștri sunt, cred că, mai categorici. Da? Ei au văzut circul care a fost astăzi și spună ei și cu cine stăm de vorbă, cu ăștia? Bănuiesc că sunt foarte multe opinii reși, începând cu ziua de azi. Da. Domnule Bruian, vreau să vă întreb, iată, vorbeam despre stabilitate și instabilitate pe parcursul zilei de marți, dacă nu mă înșel memoria, au fost făcute publice datele unui sondaj de opinie care vorbea despre gradul de credibilitate a liderilor politici și vorbea despre faptul cum ar vota concetățenii noștri dacă duminică ar fi alegeri anticipate. Ziceau că lucrurile nu s-ar schimba enorm, doar cu excluderea unei componente despre care am vorbit noi astăzi. Aici este vorba de partidul Șor. Intrăm într-un impas politic, vreau să ajung aici, pentru că imediat după alegerile din 24 februarie se tot vehicula faptul că ar fi posibil un scenariu potrivit cărea în ziua alegerilor locale să desfășoare și alegerile anticipate. Merită să dăm crezare unui asemenea zvon? Nu, tendința de a petrece alegerile anticipate cu alegeri locale, deci într-o zi, sunt așa tendințe, ele vin din partea Partidului Democrat. Și motivația va fi că mai puține cheltuieli. Da. Însă este clar, deci, care este scopul. Dacă e de luat însă, deci, formula și Partidul Ușor și deci, Partidul Comunist, care a avut aproape 4%, aceste procente, după cât eu înțeleg, practic de la socialiști. Și ele au toate șansele ca să întoarcă la socialiști. Iată, asta e formula care ne liniștește foarte mult pe Partidul Democrat și de ce ei n-ar dori o alegere anticipată. Dar poate fi și o capcană. Dacă îmi permiteți, nici nu dau să... Da. Nu vreau să numesc această companie care a organizat acest sondaj, pentru că din mai multe cazuri am văzut că sunt sondaje foarte și foarte partinice și la comandă făcute. Eu cred că aici este o capcană că, iată, Partidul Democrat ne permite să credem că Partidul Șor nu va mai trece în Parlament, respectiv Partidul Socialiștilor va avea mai multe șanse și, iată, socialiștii, nu vă temeți de alegeri anticipate, veniți, dar acolo va trece și Partidul Șor și Partidul Comuniștilor. Este și așa un scenariu foarte periculos. Există riscul sau premizele reale să credem că vor fi revitalizate unele partide care de data aceasta nu au trecut pragul electoral de 6%? Exact. Să mă credeți că așa un scenariu există, se discută și este unul foarte periculos. Da, există acest pericol, da, și deci noi l-am văzut pentru că toate partidele, practic, înainte de 24 februarie, deci loveau, da, și în fine, deci loveau un partid socialist. Nu se criticau și ei, deci, da, se lovea. Și acum poate fi aceeași situație. Spuneți-mi, vă rog, dacă se merge pe ideea de acum PSRM, care va fi vectorul politicii externe? Pentru că, până la urmă, viziunile, dacă nu sunt diametral opuse, cel puțin sunt diferite. Păi eu am spus că poate de făcut o testare, așa, luând același centru pentru informarea NATO. Da. Am spus, ca exemplu, eu am spus, hai să propunem, deci, ca să deschidem un centru pentru informare a ODKB-ului. Și mai spun încă o dată, vă închipuiți și deci, isteric o să se ridice în sursele mass media, așa, în România, deci așa, pentru că Europa nu mai cred că se facă așa mare gălăgie. Dar deci însăși, deci, a noastră sursă mass media, gata, rusul vine, tancul, plapuma peste cap, trebuie de tras, că e gata, e moartea. Deci, dar dacă să analizăm, deci, în fine, centrul de informare a NATO și centrul de informare a ODKB, spre exemplu, așa. Nu spun că numai decât trebuie să fie. Și deci, din punctul ăsta de vedere, de ce unul mai bun și altul mai rău? Prin ce? Domn Vartanean, haideți să revenim la ceea ce discutam un pic mai devreme, anti-oligarhizarea Republicii Moldova și despre acțiunile pe care le propun cei de la acum. Probabil ați văzut proiectele pe care le propun dânsii. Haideți să privim la rece. În ce măsură pot trece aceste inițiative și au, pe de o parte, ancorare juridică, pe de altă parte,
ancorare politică, pentru că se vorbesc despre funcții cheie în stat, se vorbește despre procuror general, se vorbește despre SIS, se vorbește despre alte instituții. Da, Consiliul Audiovizualului. Deci, repet încă o dată ceea ce am spus la începutul emisiunii. Sunt, de fapt, idei foarte bune, foarte sănătoase pentru țară, foarte importante, care trebuie deja realizate ieri. Știți cum? Dar, încă o dată vă spun, cel mai mare pericol este Curtea Constituțională, care rămâne sub controlul lui Partidul Democrat și care, dacă mâine noi în Parlament, da, blocul acum și PSRM, vor lua câteva decizii în privința depolitizării instituțiilor de stat, poi mâine vine Curtea Constituțională și anulează toate legile și bine mersi, rămânem în aceeași situație. Deci, dacă, să vă spun sincer, nici nu cunosc cum să ieșim din acest impas. E cazuri am avut. Deci, fost în Rusia cazuri de ce Curtea Constituțională este în mânica unui actor politic? Am vrut să zic că unui partid, dar constituțional, în general, exact. Sistemul juridic așa e acaparat practic tot așa. Însă problema în ce constă? Constă în faptul că prea multe gafe au fost făcute din partea Curții Constituționale. Da, acum și atunci într-o democrație de tranziție cum e cea noastră, absolut, ne pomenim la efectul bumerangului? Dacă ar fi o coaliție într-adevăr formată acum PSRM, eu bănuiesc că o parte din funcționarii care există, deci în diferite, deci ei s-ar gândi ce o să fie mai departe. Și chiar dacă nu au, deci, majoritatea constituțională, așa, deci asta iar neliniști. Plus, deci, încă o dată, formula, deci, acel comportament al Curții Constituționale care a fost, hai să spunem că acum Curtea Constituțională în componență actuală, nu adoptată încă, deci, careva hotărâri care ar contraveni cu Constituția. Însă, deci, membrii, deci, care au fost până acum, deci, au fost câteva hotărâri începând cu limba alegerea președintelui, pentru că eu deschid Constituția de astăzi și mă uit, dar care e limba de stat în Republica Moldova? Mă uit la articolul 13. Limba moldovnească. Dar noi știm că a fost o hotărâre a Curții Constituționale, aiurea, complet, așa, deci anticonstituțională hotărâre. Deschid, deci, Constituția și mă uit, dar cum să alegi președintele în Republica Moldova? Da. Ce scris în Constituție? Scris că să alegi între patrile în Parlament, așa? Da, domn Vărtănean, două minute mai avem, da, în cadrul acestei, da, emisiuni. Vreau să vă întreb, cum ați apreciat inițiativa președintelui de a chema la masa de discuții partidele care au acces în Parlament? A fost un prim pas? A fost o idee foarte bună. Președintele a spus că nu se mai implică. Mă rog, vedem dacă situația se agravează, poate se va schimba și poziția președintelui. În acest sens, nu văd nimic, știți cum, negativ. Și în Germania, iarăși vă spun că președintele Steinmeier a intervenit în anumite situații când partidele ajunseră într-un impas. Deci, de ce nu? E ceva firesc. Absolut. Dumneavoastră? Sunt absolut de acord, da. Deci a fost un pas foarte bine gândit și într-o oricare măsură reușit că totuși i-a unit ca. Faptul că ei nu se pot înțelege și este o chestiune de altă natură. V-a mirat faptul că au dat curs invitației și cei de la Partidul Democrat? Păi eu mai spun încă o dată, este o chestie absolut normală și într-adevăr în exterior ea... Partidul Democrat pur și simplu a vrut să fie cât mai frumos, deștept, democrat posibil. Prezent. Adică, da, foarte pozitiv, noi vrem să fim prieteni cu toții, noi o să venim, noi o suntem gata pentru coaliție, deci curați ca lacrimă. Spuneți-mi, rog, și cu asta punem punct acestei emisiuni. Ați vorbit un pic despre cultură politică. Cum ați dezvoltat gestul unor deputați, pentru că sunt deja cu acte în regulă, de a se saluta cu președintele țării? Imaturitate politică, lipsă de cultură, da, ce a fost? 7 ani de acasă. Sau 7 ani de acasă, zice domnul Brian. Chiar și, știți cum, un alt exemplu, vă dau președinții Armeniei și Azerbaijanul după atâtea războaie, după atâtea sânge și până acum își strâng mâna unul la altul. Adică, care este problema, dragii mei? Ce, vă este, Dodon este dușmanul pe moarte al Mai Sandu și al lui Nostasie, de exemplu? Care este problema să strângeți mâna? Eu vă mulțumesc pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Vă aștept și cu alte ocazii, stimați telespectatori. A fost emisiunea Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi.